Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Emisiunea Ordinea de zi, ultima ediție a emisiunii Ordinea de zi în campanie electorală. Am doi invitați în această zi, domnul Pânțău Dumitru, candidatul ALDE la funcția de primar al Comunei Mușetești, și domnul Lungan Nicolae, candidat PRU la funcția de primar al Comunei Bâlteni și primar în funcție. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Bună ziua și dați-mi voie să-mi salut și eu consătenii mei. Vă rog! Da, haideți să începem pe timpul dumneavoastră de antenă, da, că e mai ieftin. Corect. Adică e gratuit. Corect. Dăm drumul la timpul de antenă al domnului Pânțău Dumitru, vă rog. Vreau să vă spun că împreună cu o echipă de tineri, candidat la funcția de primar al Comunei Mușetești, sub deviza dezvoltare și progres, împreună pentru binele și viitorul comunității. Înainte de a-mi face o platformă program, împreună cu consilierii mei, am mers în fiecare cătun și am identificat problemele în care se confruntă oamenii. Ulterior, am emis un flyer în care ne-am propus obiectivele pe care vrem să le realizăm în mandatul 2016-2020. Și cu acceptul dumneavoastră, vă rog să-mi dați voie să le enumăr pe fiecare sat în parte. Cum să nu? Pentru satul Mușetești am propus și vom realiza. Rog telespectatorii și consătenii mei să creadă că ceea ce propunem, noi vom face. Asfaltarea satului Pădurem până în satul Stâncești, amenajarea drumului Arșeni, iar în continuarea drumului Forestier până lungile sadului, asfaltarea drumului Săteș din zona Ploștina, finalizarea canalizării, reabilitarea sării de sport și a căminului cultural, cămin ce va purta numele marului poet popular din zona Mușeteștiului, Gheorghe Nistor Ungureanu. Vom pune în posesie proprietarii de pădure pe zona Măgura, pe vechile amplasamente, amenajarea uliței ce duce spre Cizmeaua Văleni, pentru satul Grui, asfaltarea uliței Modoienilor, construirea unui podest peste pârâul Inoasa, în vederea realizării unei legături cu satul Curtișoara din orașul Bumbejiu, fiind foarte util pentru crescătorii de animale din zonă, finalizarea canalizării cu schimbarea locației stației de epurare, și am spus-o și o repet, nu poate să rămână în curtea locuinței unui cetățean, și amenajarea fântânii din punctul sub Doamne. Pentru satul Sârbești, asfaltarea drumului comunal până în satul Voitești din deal, reamenajarea drumului Bisericii, pentru satul Stâncești Larga, asfaltarea drumului spre biserica din satul Larga, construirea unui podeț în punctul Cheia și amenajarea drumului, reabilitarea drumului din punctele La Școală, La Pânțăi, Valea Morilor, La Râșcă până în dealul Lărgii și La Capră. Pentru satul Bârcaciu, asfaltarea drumului, punerea în funcțiune a canalizării, iar pentru satul Găman ne-am propus și vom realiza, încă o dată repet, asfaltarea drumului Sătesc. Vreau să vă spun că am constatat în această campanie că oamenii din Comuna Mușetești își doresc o schimbare. Noi sperăm că suntem alternativa la actuala conducere a primăriei. Zicem noi că suntem oameni serioși, care niciodată n-am făcut parte din Consiliul Local sau sunt prin deplinit funcții de viceprimar sau primar. Ne dorim foarte mult să aducem pe harta Gorjului Comuna Mușetești, mai ales din punct de vedere al infrastructurii, unde la noi cred că cifra zero este prea mult, și consătenii mei știu foarte bine ceea ce spun eu. Nu mi-am propus să promovez ce a făcut un contracandidat al meu sau ce nu a făcut. Dar cifra zero înseamnă că n-aveți asfalt absolut deloc? Dacă n-ar fi drumul județean 665 și 665 cu ieșire și spre comuna Bălănești, noi am fi o comună fără asfalt. Deci niciun drum comunal, Sătesc sau așa, nu e asfaltat? Da. Mă rog, s-a asfaltat un drum, îl găsiți în ziarul Domino. Nu vreau să comentez despre el, pentru că acolo se aduc niște acuze. Eu nu vreau să aduc acuze actualului primar. Dânsul știe ce a făcut, ce a făcut se vede. Cred că văd toți oamenii din sat. Să continuăm. 4 secunde, 2 secunde, 1 secundă. La revedere, ne vedem timp, în ruta următoare. Da. Da.
Domnul Ungar Nicolae, candidatul PRU la funcția de primar al comunei Bâlten și primar în funcție, dumneavoastră ați fost ales sau sunteți consilier? Sunt consilier delegat. Delegat. Consilier delegat de anul trecut din iunie, dacă ne străduim un pic, fac un an. Da. Deci am reușit să fac un an de mandat, dar în mandatul ăsta aș vrea să spun că nu m-a interesat niciodată ce a făcut primarul dinaintea mea, că nu pot să vorbesc despre el că am fost în aceeași barcă, deci a fost USL-ul și niciodată n-a fost o scuză, domnule, eu am luat primăria cu datorii sau am luat primăria. Așa, dacă îți place să te înhami la o treabă, o iei așa cum e, nu te plângi de greutăți și împreună cu echipa stai, te sfătuiești, faci orice și să ajungi să ieși la mal. Ei, în 6 luni de zile am reușit, am plătit toate datoriile, nu eu și bineînțeles din bugetul comunei, s-a plătit, deci n-a rămas cu niciun arierat, la 31 decembrie, zero. Am mai spus-o, anul acesta mai avem bani, astăzi chiar vreau să fac o analiză la cât am strâns în 2016, cât am cheltuit, dar au fost alte probleme și n-am stat în primărie. De săptămâna trecută a început să se asfalteze drumul sătesc la Cocoreni, care era la rând. Drumul 37, acum se face, de se lucrează la infrastructură, acolo e o situație mai grea, dar pe care sper să trecem și treceam mai cu brio dacă era înțelegere, dar eu nu pot să văd de ce nu mai am ajutor din partea serviciului public. Suntem în tabere diferite și până luni nu e un capăt de țară. De luni sunt convins că o să începem și o să conlucrăm până când ori rămân în continuare. Acum 2-3 zile, ce mai contează dacă... Da. Bine, ori rămân în continuare... Oricum se interpretează că faceți asfaltul ca să câștigați alegerile. Asfaltul nu e pentru... Dacă astea se interpretează, e cea mai mare greșeală dacă se interpretează, în general, pentru că eu când am început în iunie, în iulie am început și am asfaltat la Peșteana drumul 26 și 27 și ulițele aferente. Așa, acum trebuia să vină să toarne stratul de uzură. Au venit și toarnă stratul de uzură. Aducând instalațiile de la București, trebuia să facă drumul care e în contract și partea proastă e că nu am putut să îl începem din martie, din februarie, că a fost timpul foarte bun, pentru că nu am primit. Banii sunt pe ordonanța 28. Și când trimiteam actele, anexa 3, anexa 4, anexa 5, chiar așa, nu trimitea înapoi, nu se cunoaște bine aici, mai trebuie aici, aici e greșeală. Și am fost nevoit să plec la București cu contabila, cu pași, să ne ducem și am luat banii. Și ne-a dat banii prima săptămână după Paști. Când trebuia să mă apuc de drum? Când a început, deci când ai banul, ce să faci cu el? Îl refuzi? Păi da. Nu se refuză banul și atunci nici nu sunt un egoist. Că puteam să zic, nu mă duc să mă mai interesez, că nu se știe dacă câștig alegerile sau nu. Că e o bătălie mare la noi. Suntem 11 inși care... Și la Târgu Jiu sunt 12, am înțeles. Deci care, sunteți... Da, suntem. Ei, suntem și comună de gradul 1. Suntem comună mare. Câte sate? Păi avem 5 sate și 0, avem... 0-0. Se termină timpul. 5 sate? 5 sate și avem 7.000 de locuitori. Peste 7.000. Ok, să continuăm. Continuăm, vreau să vă spun că astăzi mai era în grilă Partidul Național Liberal. Nu participă nimeni de la Partidul Național Liberal. De altfel am înțeles că la nicio televiziune săptămâna asta nu a trimis candidați Partidul Național Liberal. Este strategia dumnealor de campanie pe care o respectăm. În primele săptămâni au fost și la noi, au fost și la alte televiziuni. Săptămâna asta nu a venit nimeni la noi.
și nici la celelalte televiziuni. Este decizia dumnealor, este un drept. Puteți să dați drumul la cronometru, să nu vorbesc pe lângă. Sunt pe timpul PNL-ului acum și lămuresc telespectatorii. Deci este decizia partidului cum își face campania electorală. Nu avem noi nicio problemă că nu a venit. Până la urmă, acești timp de antenă pe care noi i-am alocat egal partidelor care au solicitat timp de antenă la noi în număr de 6, sunt un drept și nu o obligație din partea partidelor, e o obligație din partea noastră să acordăm timpii de antenă, care sunt gratuiți. Deci nici n-au plătit și iată că acum dumnealor au decis să nu mai vină săptămâna asta la nicio dezbatere sau la niciun tip de emisiune electorală. Nu este nicio problemă. Timpul acesta eu am să-l utilizez pentru a da câteva informații. Am citit în presă că chiar și în București s-a făcut un sondaj că sunt oameni care nu știu că pe 5, adică duminică, adică peste vreo câteva zile, au loc alegeri locale. Motiv pentru care e necesar să spun, deci pe 5 sunt alegeri locale. O să mă ajute domnii candidații de la ce oră începe? De la 7? De la 7 se termină la 21. La 21, da? Deci de la 7 dimineața încep alegerile, la 21 se termină. Nu e bine să vă îngrămădiți toți la finalul zilei, pentru că totuși cei care sunt deja în secție vor vota, dar ușa se închide și puteți risca să vă treziți că vreți să votați și nu mai reușiți. O altă informație importantă este aceea că serviciul de evidență a persoanei din Târgu Jiu, de exemplu, ei ne-au comunicat, poate că și la nivel de gol se întâmplă asta, dar nu pot să vă confirm, serviciul de evidență a persoanei din Târgu Jiu a decis ca în această săptămână să aibă program până la ora 18, asta pentru ca cei care s-au trezit că le-au expirat buletinele tocmai acum și că au nevoie de ele ca să meargă la vot, să poată să și schimbe actele de identitate. Este un lucru important pentru că știți foarte bine, fără buletin nu poți să votezi, sau mă rog, cartea de identitate, cum se cheamă acum. E posibil să se facă aglomerație, ăsta e motivul pentru care s-a decis să se prelungească ora la care se încheie programul acolo. De asemenea, s-au făcut instructajele pentru toate secțiile de votare, s-au făcut pregătirile, ne pregătim cu toții să mergem la vot, sper. Eu am să mă duc. Dacă asta vă ajută sau vă inspiră, dragi telespectatori, eu îndemn pe toată lumea să meargă la vot și să voteze așa cum îi spune spiritul, conștiința, inima sau cum au fost de inspirați candidații să îi convingă să-i voteze. Suntem o televiziune independentă care nu facem niciun fel de indicații, nici directe, nici așa pe dedesubt pe cine să voteze oamenii. Noi știm pe cine vrem să votăm, avem dreptul nostru să fiecare dintre noi, nici măcar nu ne-am întrebat între noi, dragi telespectatori, tu pe cine votezi. Noi nici nu știm cu cine ținem fiecare dintre noi din redacția asta, toată lumea este liberă să voteze cu cine vrea. Mare atenție să nu uităm că mai am 11 secunde, să nu uităm că nu avem voie să facem fraude, pentru că așa cum vă citeam în lege și în codul penal acum ceva zile, sunt de la amenzi până la pușcărie și pentru cei care votează și cei, pentru cei care candidează și pentru cei care sunt la secțiile de votare. Și acum să revenim la domnul Pănțău Dumitru, candidatul ALDE la funcția de primar al comunei Mușetești. Vă rog să continuați cu expunerea dumneavoastră. Aș dori să continui ce a spus dumneavoastră anterior și vreau să vă spun că fac parte din acea categorie de oameni cărora nu le este indiferent cine este primarul localității. Eu am copii și vreau copiii mei să trăiască într-un mediu plăcut. Eu vin dintr-o comună foarte frumoasă,
cu niște oameni minunați din Mușetești. Este o comună foarte frumoasă. Credeam că veniți din altă comună. Nu. Am lucrat și în alte comune, dar cea mai frumoasă comună este comuna mea, unde locuiesc, unde m-am născut și unde locuiesc, nu? Știți cum se pune cioara? Puiul meu e cel mai frumos. Corect. Dar nu, cred că Bâltenii e cea mai frumoasă. Bâltenii e cea mai frumoasă, nu? Da, corect. Deci fiecare își laudă comuna. E foarte bine, e foarte bine. Bun, dar ca să rămână o comună frumoasă și să devină o comună frumoasă, eu cred că edilul care va fi, trebuie să asigure cetățenilor un minim de utilități. Cred că prin comportamentul primarului, prin comportamentul angajaților primăriei, trebuie să demonstrăm că suntem oameni demni de anul 2016 și suntem membri Uniunii Europene. Eu nu cred că un cetățean german, austriac sau ce o fi în Uniunea Europeană este mai pregătit decât noi, se poate comporta mai civilizat decât noi. La noi este problema că nu vrem să facem. Da, poate. Da? Mergem pe stradă, continuăm să aruncăm și țigarea, restul de țigare continuăm să aruncăm și hârtia. Nu știu dacă e așa. Mai și înjurăm pe cât un vecin, dar nu este problema de a o discuta acum, să-mi pierd din timpul meu de emis. Aia mă gândeam și eu. Da. Acum, eu știu că dacă aveți o deformație profesională și să spunem telespectatorilor ce ați lucrat. Sunt polițist în rezervă. Da? Și pensionar. Și pensionar, da. Cu și lucru care mă mândresc. Pensie de vreme. Da. Lucru care mă mândresc că am făcut parte din cadrele Ministerului de Interne. Eu vorbesc de partea frumoasă a Ministerului de Interne, nu partea negativă. Că și da, haideți să spune și unde ați fost polițist. Că poate sunt ultimii 6 ani de zile am fost la Crazna. Șef de post. Da, o comună foarte frumoasă, cu niște oameni minunați, în care se vede acolo că a fost mâna unui om. Este a voastră, adică? Nu a mea. Nu a mea. Dar să știți că și contribuția corect este pe undeva pe acolo. Nu știu cât, în ce procent să apreciez de cetățenii. Ați mai fost și în alte comune, șef de post? Sau numai, numai în zona Submontană, Arimpeș, Baia de Fier, Roșia de Amaradia. Dar de ce v-ați mutat așa? Acolo a fost Brânza. Da, acolo am crezut eu că mă reprezint. Nu, la noi a fost și o problemă. Nu, e o glumă. Am înțeles. Numire, dar de ce v-am mutat? Așa se face rotire? Ultimile, sau de ce? Da, și este corect să facă lucrul ăsta. Da? Este corect să facă lucrul ăsta. Ca să nu își dea mâna infractorii cu... Exact. Păi vrei, nu vrei... Să vă împrieteniți. Să nu vrei, vă împrieteniți nu vrei, până la urmă, dacă îl salut pe un om de 50 de ori pe zi, indiferent. A 60-a oară vine indiferent cu... ce ar fi. Dar nu poți să treci peste lucrurile mari. Ca nu devin. Dumitre? Eu zic că am făcut și fac parte din acei polițiști care se mândresc că au fost polițiști. Nu cred că e cineva să mă arate cu dreptul că am făcut ceva, altceva decât ce scrie în lege. Vă spun că dacă mă uit în spatele meu, nu mi-e rușine de ce am fost, unde sunt și pare rău că nu pot să dau drumul la telefoane, să vedem ce zic cei care puteți, vă cunosc. Puteți, da. Haideți să-mi continui. 37 de secunde mai aveți. E suficient. Vreau să vă spun că în situația în care voi ajunge la primărie, primul lucru pe care îl voi face, voi rezilia contractul cu firma de salubrizare. În comuna Mușetești, gunoaiele se adună o dată pe lună. O dată pe lună și plătim exact cum plătesc localitățile cărora li se ridică gunoiul de 4-5 ori pe lună. Nu cred că este ceva corect. Nu vreau să dau numele firmei, nu vreau să dau numele administratorului. Sigur, adică cum putem dovedi că doar o dată pe lună? Păi eu sunt beneficiarul serviciilor astora pe care le plătesc. Păi sunteți și toți oamenii mei din Mușetești știu treaba asta. Aveți un interes acum să denigrați pe cel care conduce ca să-i luați locul? În niciun caz este exclus. Dacă se va dovedi, dumneavoastră puteți, da, dumneavoastră puteți să puneți această emisiune și o să vedeți că nu mint cu nimic. Nu pot să mint așa. O să vin mai des în Mușetești, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră cu această afirmație pentru că nu putem dovedi. Trecem la domnul Lungan Nicolae, candidat eu, PRU la primăria Bâlteni și primar în funcție numit, cu delegație, sau cum se cheamă? Cu delegație, ales de consilieri. Pentru că 215 așa spune, dacă primarul și viceprimarul, deci au probleme, își pierd funcția într-un... Încetează mandatul. Nu e încetat mandatul, se alege din rândul consilierilor, de către consilieri. Bun. Acum aș vrea să... Dar unde v-au ales pe dumneavoastră? Să mâncăm din timpul dânsului. Cum stați în Consiliul Local? Cum de v-au ales pe dumneavoastră? Că bănuiesc că n-aveți majoritate. Păi da, n-am avut majoritate, dar atunci când a fost alegerea, da. Am reușit să strâng 8 consilieri care au fost de acord.
Adică eu, sincer să fiu, nu știu cum... S-a uitat la dumneavoastră, nu la partid, bănuiesc, nu? Păi de ce? Că eram... n-aveați majoritate PRU la ora aia. Eu eram la tufă. Acum un an. Cum adică erați la tufă? La PSD eram. Și aveați majoritate. Așa. Și nu, n-am avut-o. N-am avut-o pentru că s-a spart USL-ul și... Da, s-a spart USL-ul. Da, dar chestiunea este că am îndeplinit condițiile atunci, că și eu sunt pensionar, eu am lucrat în minerit, da, și îndeplineam, pentru că nu se scotea din producție, că așa erau destui consilieri care... puteau să... Nu, deci nu-i scotea din producție, că nu se știa cât ține procesul sau cât... Sau cât o să fie primari? Da. Ei, când se întâmplă, și se întâmplă, da, ca la Rovinar, de exemplu, unde s-au reprezentat. Da, și s-a întâmplat, da, s-a întâmplat chestia asta. Și au zis, dumneavoastră sunteți și pensionar, aveți timp să fiți primar? Am de toate eu acum, dar vreau să spun, când n-am terminat cu egoismul, că puteam să fiu, bă, dacă eu nu câștig alegerile, la ce să mă umblu prin București, să umblu pe la ministere să aduc că banii? Nu câștigați, că doar nu mergeți cu ideea. Nu. 11 candidați, acum se împart. O să fie o luptă, dar până acum, sincer să fiu, eu am făcut o campanie curată și nici de colegii mei n-am auzit. De contracandidați. De contracandidați. N-am auzit. Ei, să terminăm cu drumul, că asta e o poveste. Povestea cea mai arzătoare în comună, am mai spus-o, că am făcut și eu din poartă în poartă, cu toate că n-am putut să iau comuna de la cap la coadă, mi-a mai rămas o parte din Bâlteni. Dă la televizor oamenii și le spuneți acum. Depinde dacă... Am anunțat și noi așa, dar în sfârșit. Mai sunt probleme pe care, sincer să fiu, nu le știam, stăteam de vorbă cu oamenii, păi... Și dacă am un an de zile de când sunt, de ce n-ai venit? Că o rezolvam. Zice, doamne, știu, tot ce s-a venit la dumneavoastră și aia s-a rezolvat. Dar, ei, dacă n-ai venit acum, dacă e să continuăm, da, să continuăm împreună, alegeri. Da. În rest sunt problemele care fiecare comună se confruntă cu ele. S-o ieși cu apă potabilă, și rigolele. Canalizarea. Pentru că, păi da, păi am spus de canalizare. De canalizare ce să spun? Că ne-a câștigat o firmă care lucrează de 2 ani la un cinematograf, i-am sunat să vină să-mi pună scaunele. Am avut și eu ambiția asta. A fost cinematograf la Bâlteni? A fost cinematograful Flacăra, făcut de... Cum, doamna? Comună petrolieră, păi... Comună petrolieră și a făcut, când a venit șoferul petrolul, a făcut colonia Stas. Aveți cum și blocuri. Avem și blocuri, avem de toate. Mai aveați un pic și deveneați oraș. De chestiunea cu orașul, să știți că am fost unul dintre consilierii care s-au opus. Cine, în asta? Da, la momentul ăla, și sincer să fiu acum, nu mă laud, domnule, eu am știut totul. Dar știam că dacă se face oraș, plătim mai mult impozit, asta... S-a terminat timpul? Continuăm despre varianta Bâlteni oraș și în timpul numărul 3. Și acum este timpul numărul 3, 2 pentru mine, care trebuie să nu să țin locul PNL-ului, ci să ocup timpul de antenă al PNL-ului. Și da, am dat și drumul la timp. După cum spuneam, alegerile pe data de 5, revin și spun asta. Vreau să vă îndemn, dragi telespectatori, să mergeți la vot, pentru că votul dumneavoastră contează. Chiar vorbeam cu domnul Pănțău și îmi povestea înainte de a intra în emisie că spunea cineva, eu mă duc și îi votez pe toți, adică anulează votul, da? Deci dacă votul introduceți în urnă ștampilat, se anulează. Dacă puneți mai mult de o ștampilă, se anulează. Pe mai mulți candidați. Pe mai mulți candidați, se anulează și atunci nu văd de ce ați face asta, pentru că nu aduce nimic bun, dimpotrivă. E un moment de protest. E un motiv de protest. E un motiv de protest, dar eu zic că cred că oamenii ar fi mai bine să fie... Da, să găsească... Adică nehotărâții, să nu vă mai plângeți niciodată. Dom'le, păi mie nu-mi place ce face primarul ăsta. Da, prietene, dar când ai avut posibilitatea să dai cu ștampila, de ce n-ai fost acolo? De ce n-ai fost acolo? Ți era greu să te duci până la... Că nu e departe cabina de vot. Rar se întâmplă să parcurgi kilometri în străinătate, într-adevăr. A fost la un moment dat, acum
Se votează electronic? Numai în localitate, nu. Numai în localitate. Nu, electronic cred că o să facă la generale. La generale electronic, da. Așa. Mergeți, dragilor, și votați și după aia o să ziceți, bă, n-a luat al meu, asta e, dar măcar știți că ați votat și că v-ați exercitat acest drept. Nu este o obligație, iar cine spunea la un moment dat, hai să-i obligăm să voteze, nu spunea corect, adică cum să obligi pe om să voteze. Ăla este un drept. Așa cum candidații au dreptul să participe, de exemplu, la aceste dezbatere electorale, e treaba lor dacă vin sau nu, e treaba lor dacă vor considera că mai degrabă au un efect pozitiv faptul că, mă rog, merg în localitate și stau de vorbă cu fiecare om sau că aruncă niște fluturași la risc să denigreze pe cine e acum în funcție sau alte metode de a încerca să câștige voturi. Chiar mă uitam că astăzi și nu numai astăzi am găsit la ușă niște cărticele de-astea, broșuri. Flere. De la candidați, de la un candidat pentru Târgu Jiu. Recunosc că doar m-am uitat la prima pagină, nu am răsfoit, avea câteva pagini într-adevăr. Ce am văzut că era acolo undeva scris, știți că aceste materiale de promovare electorală tipărite trebuie să fie în mandatare. Deci prin mandatar înregistrate. Prin mandatar înregistrate, da. Să scrie pe ele cine le-a produs. Da, și cât, m-am uitat tirajul de cât. Cât e tirajul, m-am uitat și n-am reușit să văd, pentru că scrie acolo foarte, foarte mic cine și care e tirajul, dar probabil că cu o lupă se reușește, mă gândesc că nu se reușește dacă nimeni să tipărească cu riscul ăsta, că și mă bucur că în primul rând nu mai poți să tipărești ca și candidat ce vrei, cât vrei și unde vrei. Mă bucur că s-a limitat și dimensiunile. Da, dimensiunile, chiar scriam pentru Vertical un editorial în care spuneam că mă bucur că nu mai vezi blocurile pline de meșurile candidaților cu bani. Benere, sau muzică a partidelor pe stradă, cu bani. Da. Benere pe stradă, nu poți să faci o poză într-o localitate că dai sau să filmezi o știre administrativă, că dai cu nasul, dădeai cu nasul într-un banner al unui candidat și n-aveai voie. Ia că acum străzile sunt libere, afișele sunt corespunzătoare și aferente. S-a dat posibilitatea, și candidatului mai amărât din punct de financiar, da? Să poate să participe și la curul cu mic client. Corect. Mi s-a terminat timpul. Ei, acum e timpul dumneavoastră, continuați. Da. Haideți cu timpul domnului Pănțău, Dumitru, timpul numărul 3. Vreau să continui și vreau să vă spun că în situația în care voi prelua și câte sunt frâiele, da, comunei Mușetești, vreau să vă spun că voi solicita un audit să văd cu ce anume plec la drum. Ce anume găsesc acolo și ce anume mă așteaptă. Ce mă așteaptă, bănuiesc. Dar în momentul în care voi lua la cunoștință de, mă rog, arierate, ce are actuala conducere acolo, pot să hotărăsc ce voi face mai departe. Însă, împreună cu consilieri. Absolut. Însă, sunt anumite lucruri de bun simț care trebuie implementate la Mușetești. Și eu le voi promite, constatându-l mic, că lucrurile astea vor fi realizate, pentru că astea nu costă bani, ci numai un mic spirit, zic eu, organizatoric. Așa. Respect din partea funcționarilor primăriei. Pentru cetățeni. Față de cetățeni, bineînțeles. Să încetățenească toată ideea că funcționarul este cel care trebuie să vină în slujba cetățeanului. Nu cetățeanul acolo să plece capul în fața unui funcționar. Cel și care merge acolo în funcție. Și asta poate cu camere de supraveghere, eu știu. Dar sunt camere de supraveghere. Dar n-ai voie să băi camere de... E intimitate. Da, sigur. Cum intimitate la ghișeu? Ce intimitate? Nu la ghișeu. În primărie? Nu, la birou acolo. În birou, cum să pui camere? Dați-mi voie să vă spun că vin dintr-o calitate în care lucrul ăsta nu se respectă. Ce anume și nu se respectă? Nu se respectă cetățean. Și dacă veți spune camere de supraveghere? Nu mai prin camere de supraveghere. Dar asta eu pot să stau pe hol și pot să stau pe hol și pot să iau la cunoștință. Nu, pot să iau direct la cunoștință de modul în care funcționarul meu discută cu cetățean. Pot să iau la cunoștință direct. Care e problema? Doi. Faceți o pagină de Facebook, vă spun eu. Știți? Este. Cum e aia cu... Este și pagina de Facebook. Ai parcat ca un bou, știți? Pagina aia. Și toată lumea pune acolo. Da. Face poză, pune repede acolo.
Există telefoane. Locuitorii cu... din Mușetești știu despre ce este vorba. Nu vreau să... exact, nu vreau să intru în detalii. Bun. De asemenea, vreau să vă spun că programul de lucru la primăria Mușetești va fi respectat în tocmai 8-16. Da? Nu venim la... Plecăm la 12, că... Vinerata. După programul învățătorilor, că noi suntem condiționați de lucrul ăsta la Mușetești. Un alt lucru care doresc să-l fac și vreau să-l fac în prima... Adică 4 ore de program? Da. Nu, da, cred că de multe ori e mult. De transport. Da, e mult. Nu, că avem mașini personale. Nu vreau să intru în detalii, că nu vreau să aduc acuze. Iar acuzați. Nu vreau. Dar n-am vrut să aduc acuze. Vreau să înființez o societate... Vreau să înființez o societate de utilități publice care să-mi execute micile lucrări la primărie. Adică, s-a spart o rețea de apă, să-mi repare omul meu de la primărie, care va fi angajat pe o societate, mă rog, cu majoritate acționar primăria, nu primarul, ca să nu devină incompatibil și așa mai departe. La școli, de asemenea, la canalizare iar avem probleme. Sunt probleme cu canalizarea din sediul primăriei, fiindcă tot ce este acolo se deversează pe proprietățile a doi cetățeni. Oamenii ăia sunt stresați. Vă spun că nu cred că aș dori cuiva să vadă că are via și totul ce iese de pe acele conducte vine în terenul lui. Nu cred păi că își dorește ei cineva. N-au protestat, n-au... B-au protestat, dar făcut nimic. Nu se aude. Păi... Nu se vrea. Eu asta e concluzia mea, că nu se vrea. Nu că păi nu se... Și dacă nu se vrea, pur și simplu. Frate, mă duc și îi închid, îi tai conducta de apă. Nu poți să-i tăie că acolo, vedeți, asta este instituția statului. 10 secunde, da, și da. Are voie să deverseze pe, exact, pe terenul exact. Cetățeanului. De asemenea, vrem să colectăm și să gestionăm Dar dacă nu e adevărat deșeulele, ce spuneți noastră acum, stăți așa că acum mă trezim. Faceți o investigație de presă la Mușetești și vă convingeți când doriți dumneavoastră. Pare rău, trebuie să ne convingeți da? Dumneavoastră acum și nu aveți cum, s-a terminat timpul. Bun. Deci iar nu vă cred. Deci aș vrea să termin repede cu... O secundă, să vă dau timpul de antenă. Dați-mi-l, vă rog. Vă rog. Așa. Ei, chestiunea e că a spus că m-am opus. Era Tănase, domnul Tănase Cristinel, era directorul prefecturii. Și atunci chiar se încercase de versuri. Păi cred că Tănase Cristinel, să zicem că era prin 96. Da. Prin 96. Și vroia să, v-am spus, și primarul de atunci, Dumnezeu să-l ierte, Nea Emil Rusu, chiar vrea să declare comuna Bâlteni, oraș. N-aveam nicio uliță asfaltată, n-aveam apă, n-aveam gaze. Și chiar m-am opus și m-a luat secretarul și cu Nea Emil, cu Rusu. Dar în ce calitate v-ați opus? Ce eram consilier. Erați consilier local. Da. Așa. Și președintele Comisiei Juridice. Și i-am spus lui domnul Tănase, domne, când ultima casă de la Cocoreni și ea de la Moi va avea condițiile decente, apă și gaze, atunci putem să-l declarăm oraș. Ei, în schimb, să revin la chestia cu personalul, de fapt așa e, dar primarul, dacă e primar, trebuie să-și facă primul lucru care, să-și facă personalul prieten. Să spună punctul de vedere și eu vreau să spun că la Bâlteni personalul e un personal calificat. Că m-au și capricii și ai cu totul altceva. Dar să știți că nu puteam să trec fără personal. Și bineînțeles și ministrul finanțelor, cum zic eu, la contabilitate. Dar am avut și un secretar și regret că a ieșit la pensie. În schimb, ce aș vrea să spun? Aș vrea să spun la cetățenii din comuna Bâlteni să gândească bine și chiar la nehotărâți că ar fi bine dacă ar candida, dacă ar vota PRU, Partidul România Unită, pentru că eu m-am dus la partidul ăsta și datorită siglei. Și aici, dacă stăm și ne gândim că și prin anii 800, 80 sau cât era și marele poet Eminescu îl invoca: unde ești tu, țepeș, Doamne? Ca să pui mâna pe ei. Ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, de mitici și de mișei. Și cu două temnici large, cu deasila să-i adun, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Ei,
Eu am stat de vorbă cu președintele, cu Bogdan Deacon, un tânăr, și consilierii mei în primii 5, că trebuie să fii prea optimist să spui că scoți 5 consilieri. Sunt oameni 35 de ani și sub 35 de ani. Așa are și Bogdan Deaconu 36 de ani, dar mi-a plăcut. Și când am stat la lansare, am stat de vorbă și am spus: domnule, am venit la partidul ăsta, dar pe mine atât de mult mă onorează sigla, și dacă eu am fost maestru miner, am lucrat cu în minerit și am fost și în mișcarea sindicală. Păi dacă eu toată viața am muncit și am luptat pentru oameni, cum aș putea acum să... Iar dacă e vorba despre bogăție, vă spun, sunt atât de bogat că am 3 copii. Să vă trăiască! Mulțumesc! Am 2 întrebări de la bulten pentru dumneavoastră. Spuneți-le! Am primit la un moment dat un telefon că la moi, copiii care merg la grădiniță, aveți acolo un trotuar, 0-0 timpul! Trecem la timpul 4, vă spun atunci. Dacă tot e timpul meu acum, nu? Da, îl puteți folosi. Să-l putem folosi ca să fim corecți. Cum? Îl putem. Puteți să terminăm și mai devreme, băgăm niște muzică. Așa, timpul 3. Da, am să vorbesc atunci și să expun puțin pe timpul PNL-ului. Dați-mi și mie timpul, regia, și renunțăm la ultimul meu timp ca să nu depășim emisia. Vreau să adresez întrebările pentru cei doi candidați care mi le-am notat aici în timpul de emisie, ăla care este dedicat PNL-ului, ținând cont și revin și spun, ținând cont de faptul că PNL-ul a decis în această săptămână să nu mai participe la emisiuni la nicio televiziune, cel puțin la Gorj. Bun, deci acest timp este alocat PNL-ului, este liber și trebuie să-l ocup eu. Ăsta e motivul pentru care am să-l folosesc ca să adresez întrebările celor doi invitații din celelalte două partide, pentru că e păcat să mănânc din timpul dumnealor, nu? Dacă tot am eu timp la dispoziție. Da. Bun, deci vă adresez la amândoi întrebările și dumneavoastră aveți timp să vă gândiți până termin eu de povestit ce mai vreau să povestesc. Deci la domnul Lungan, că începusem, trotuarul caprelor am făcut noi atunci un reportaj. Adică este plin de, mă scuzați, pe românește, căcăreze. Păi trebuie să spunem că... Așa, da. Un trotuar lung de câteva sute de metri. Chiar așa am spus și noi, dar am zis că, na, i-am zis trotuarul caprilor pentru că de la grădinița Moi până toți copiii ăia care merg, este drum european, da, 79, câteva sute de metri, să zic 100, 2, 3, n-am exact idee cât, un trotuar plin de căcăreze, mă scuzați. Păi de ce? Ei, cuvântul popular, de ce să ne... Am primit acel telefon și eu de regulă vreau întâi să verific o informație când, adică nu mă duc așa de nebună, hai în teren că primi un telefon. Însă s-a întâmplat într-o zi, peste câteva zile după ce am primit acel telefon, să am treabă la Rovinar și mai aveam ceva timp, zic, hai frate, tragem o fugă până la Moi să văd și eu dacă e adevărată povestea asta. Și într-adevăr, trotuarul este plin, fraților, deci plin, adică nu poți să pui talpa într-un loc și să nu calci în ceva. Iar copiii de la grădiniță, efectiv, pleacă de la grădiniță și fac slalom pe acolo și tot nu reușesc, chiar nu vă mai spun cum miroase. Așa. Am luat-o pe urma urmelor și ați ajuns și am ajuns acasă la un cetățean care are vreo 60 de capre, cât o avea. Și l-am întrebat, prietene, de ce, frate, uite, sunt multe, multe gospodării, atâția oameni care locuiesc aici, toți care intră în curte, intră prin trotuarul folosit de caprele dumitale. Omul zice, păi, dacă n-am, doamne, pe unde, ce să fac? Să nu-mi răspundeți acum, că îmi răspundeți în timpul dumneavoastră de antenă. N-am pe unde, zice omul. Nu am drum prin capul locului să mă duc la pădure. N-am drum agricol, n-am niciun fel de drum, merg și eu pe unde se poate merge, adică pe trotuarul cetățenilor cu caprele mele. Bun, părerile oamenilor, unii foarte supărați, probabil dintre ei fac parte și aia care au sunat. Care au sunat, da? Alții care aveau și ei capre ziceau, păi și pe unde, frate, să treacă?
că și noi tot cam pe acolo trecem, dar omul ăsta avea cele mai multe, știți? Așa, și a doua întrebare pentru dumneavoastră este cum veți rezolva problema? Deci asta este o problemă și probabil că nu sunt drumuri adiacente și asta este motivul. Vreau să vă întreb dacă le veți face, asta este întrebarea. Și dacă nu, cumva ați rezolvat problema în anul ăsta de când sunteți primar, că eu n-am mai fost pe acolo, n-am mai oprit, de fapt, să verific probele. Așa, și a doua întrebare... Aoleu, 14 secunde. A doua întrebare, pășunile, iar așa există legea asta prin care dai pășunile cui le cere, nu neapărat cetățenilor. Cum ați rezolvat problema cu pășunile din Bâlteni? Că iar așa a fost o mare problemă acolo. Iar pentru domnul Pănțău, ca să nu mai consum din timpul dumnealui, nu da timpul domnului Pănțău deocamdată, pentru domnul Pănțău am o întrebare pe lângă faptul că la Mușetești sunt mari probleme cu obștea de acolo și cu pădurile oamenilor, mai sunt și piromani ca și la Săcelu pe la Mușetești, iar în urmă cu vreo 15 ani mergeam prin cenușa Imperiului la Stâncești, da, unde au avut loc incendiu, mai multe incendii care s-au unit până la urmă, adică s-a dat foc în mai multe locuri, într-o seară în care era un meci foarte important și toată lumea era, bineînțeles, la meci, la televizor. A plecat incendiu din mai mulți munți, ca să aflu că ar fi fost cauza că se împăduriseră niște pășuni și oamenii vreau să primească pășunile înapoi, nu să ia Silvii cu pădurea. Acum, vreau să întreb dacă acea cenușă a Imperiului mai există acolo sau s-a refăcut pădurea. Să dăm drumul timpului domnului Pănțău, al patrulea. Vă răspund acum sau vă răspund în răspundeți timpul? Răspundeți acum, da. Că iese de, intră deja, a intrat timpul dumneavoastră, scurt, după care continuați cu ce vreți dumneavoastră. A fost o anchetă, n-aș vrea, și eu am fost anchetator 33 de ani, n-aș vrea să intru în n-ați amănunte. Participat la ancheta aia? Nu, a fost la, ca și Stâncești, o aparține de... Mușetești. Eu am fost la Crazna, da. Bun. Eu vreau să vă spun că dumneavoastră că ați filmat. Am filmat. Acolo, da? Și vă rog să mergeți să filmați. Vă rog să filmați încă o dată acum și vedeți cine are proprietatea acolo. Cine are proprietatea acolo? Nu. Nu putem acuza, da? Acuză. Da? Gata, lăsați că verific mâine. Dumneavoastră mergeți și verificați. Unde ați filmat că ars, vedeți și ne-am împrejmuit acolo și cine are proprietatea. Gata. Mi-ați dat o temă. Ca să încheiem discuțiile astea, ce cine interesant. Sunt, da? Poate a fost și eu cine a dat foc cu ocazia asta. Este un contracandidat și nu vreau să procesul? Intru... Nu vreau să intru... Adică investigațiile poliției... Nu cunosc eu dacă s-a terminat sau nu pot să discut. Să scafui. Da? Dumneavoastră puteți să faci. Este foarte, foarte ușor de rezolvat. Continuați. Sigur că proiectele mele pe care mi le-am propus... Nu știu că n-am știut că este al unui candidat să nu creadă cineva că am ridicat la plasă cumva. Nu, dar n-am dat numele. Habar n-aveam. Da. Vreau să vă întreb dacă s-a refăcut pădurea, atât. Da. Mergeți și vedeți, e cel mai corect, gata. E cel mai bine. Continuăm. Vreau să vă spun că orice om de bun simț ar trebui să se întrebe, bă, dar mi-ai spus aici că mi-asfaltez, că... Cu ce bani? Că și asta vreau să vă întreb. Da. De unde mi-aduci banii ăștia? Atâția bani, da. Din punctul meu de vedere, cred că un primar care se respectă accesează fonduri europene accesează fonduri guvernamentale până în anul 2020, dacă este băiat isteț, dacă nu, rămâne de căruță și comuna rămâne în stadiul în care este. Pentru că, după cum bine știți, în 2020 s-a încheiat cu fondurile europene. Da. Bun, ca să iei fonduri guvernamentale, dom'le, trebuie să pleci din primăria de acolo, să te duci, să te zbați, să vorbești la București, la Craiova, la Târgu Jiu, unde ai plecat, dar nu mai să pleci să aduci bani. Dacă tu nu pleci, niciodată nu să realizezi ceea ce ți-ai propus. Și vin ai 4 ani și și întreb așa, oare cu ce tupeu poți să mai apari în fața unui om și mi-ai spui, domne, îți reasfaltez satul cu tare. Păi, prietene, acum 4 ani de zile mi-a promis că mi-a asfaltat? Nu. Mi-a promis să faci canalizarea. Păi, dat un termen. Eu am spus-o, în mandatul 2016-2020. Le faceți pe astea toate? Da, sigur că da. Cu fonduri? Păi nu de la Europa și de la guvern? Guvernamentale plus bugetul al meu mic. Dacă îl gestionez bine, pot să fac și europeni? Acolo. Da, și europeni, sigur că da. Bun. Pentru anul 2016, cine promite la Comuna Mușetești că va face ceva, se va înșela amarnic. De sau ce? Înșeală oamenii amarnic, fiindcă fondurile sunt cheltuite. Da? Comuna Mușetești în ultimii 4 ani de zile, și vă dau cifre exact. Nu are cum să fie.
N-am zis banii de salarii și așa mai departe. Nu am intrat în amănuntele astea. Nu, dar fondurile sunt defalcate. Exact. Până nu știm ce găsim acolo. Fondurile sunt defalcate pe trimestre și nu poți să umbli în ei. În ultimii 4 ani de zile, Comuna Mușetești a cheltuit pe proiecte, consultanță, 10 miliarde vechi. E bine că înseamnă că veniți, aveți consultanța făcută. Exact. Poate sunt proiectele făcute, studiile de fezabilitate. Exact. Dar în 4 ani stau și mă întreb, domnule, chiar niciunul, domnule, n-a fost eligibil. Sau chiar proiectul ăsta a fost făcut să fie făcut. Adică s-au respins proiectele? Da. Aoleu, e acuzație, nu pot să vă... Bun. Haideți să continui, că mi-ați luat din timp atunci. Nu, continuați cu ce faceți. Vreau să vă zic că de zilele Comunei Mușetești, pe data de 8 septembrie. 8 septembrie, de ce să nu? Numai că n-au fost popularizate, nu s-a făcut niciun fel de publicitate. Vreau să vă spun că cu siguranță. Nu am auzit de ele, sincer, și noi chiar suntem peste tot la zilele de comune. Au fost invitați și fiii satului, au fost invitați foarte mulți acolo oameni. Nu, presa n-a fost invitată. Presa a fost invitată. Nu știu. Eu n-am văzut. Să continuăm. Da? Bun, de asemenea. Nu, s-a terminat timpul. Și ăsta e ultimul. Ne mai dă 20 de secunde, trebuie să-mi dați. Să vă las la revedere. Da, să-mi la revedere, să rog toți consătenii mei să meargă la vot. Vă rog să ieșiți la vot, pentru că altfel rămânem încă 4 ani de zile cu ceea ce avem acum. Și votați-vă, rog să mergeți... asta vreau să spun, da. Atenție. Și vă rog să mergeți să votați... Ieșiți la vot și votați-vă pe mine. E normal, e campanie electorală, Să votați un primar din localitate. Vă rog, nu mai votați primari turiști. Nu votați primari care locuiesc în alte zone, bineînțeles cu domiciliu pe Mușetești, că altfel n-ar putea candida. Vă rog din suflet, haideți să ieșim la vot, să demonstrăm că suntem oameni care trăim în această localitate și... să eliminăm cei care credem noi că nu ne reprezintă. Și mulțumesc. Mulțumesc și eu. Chestiunea de care vorbeați cu caprele și cu... Păi, nu e numai la moi. E în toată comuna. În toată comuna. Când am luat primar, chiar am stat de vorbă cu comandantul, cu șeful de post de la noi și l-am întrebat omenește. Dom'le, de fapt la noi ce e? E79 sau DN66? Trotuarul caprelor, i-am zis eu. A spus dumneavoastră, dar omul ăla care... Toată lumea vrea să crească animale, că până la urmă n-ai din ce trăi. Da, bă, din ce trăi, deci păi da. E de înțeles. Ei, și ceea ce spuneți, iar cu islazurile, doar vin și primim de la prefectură, că putem să concesionăm, dar nu sunt ale noastre. Noi nu avem acte pe ele. Deci noi nu suntem proprietari deocamdată. Dar cine? Deci, sal din număr. Păi dacă vă spun o chestie, că mă zbat de vreo 6 luni ca să fac actele la primărie. Cum? Păi n-are acte, n-are... Primăria? Păi da. Sediu sau ce? Sediu primăriei. Păi și... ce vă mai mirați că n-are lumea acte dacă nici primăria n-are acte, domnule primar? Păi, doamnă, vreau să spun că toate lucrurile astea și trebuie să... Și de ce n-ați luat și dumneavoastră să faceți asta? Într-un an. Păi toate se ia așa, ușor, trebuie să găsim, să treci din domeniul public în domeniul privat și trebuie hotărâri de Consiliu. Păi și n-aveți Consiliu? Păi avem, am avut, da. Ei, în sfârșit, deci asta e cu caprele și cu... Păi și cu caprele cum a rămas? Cum a rămas? Până găsim o soluție. Care să... soluția? Păi soluția. Coloi jiu, coloi dealul. Ca să treci cu ele peste și să faci pe lângă calea ferată, tot treci strada. Faceți subterane. Să faceți subterane. Nu știu, este care într-adevăr, e... Păi nu, dar omul ăsta stă pe partea din coace de european, nu trece europeanul. Doar că merge în lungul lui... Merge în lungul lui și urcă sus, da. Deci stă pe partea stângă când mergi spre Craiova. Da. Prin spatele proprietăților nu se poate face un drum? E al oamenilor. E al oamenilor, e proprietatea. Cine îți dă voie să faci drum pe proprietatea lui? Deci rămâne asta... așa? Ei, poate găsim o soluție sau să vedem. Eu am în platforma program și cred că e un lucru foarte important despre crescătorii de animale să se constituie în asociații. Să țin animalele toate în deal. Fiind, da, le duci odată. Nu le mai scoți prin în asociație, spate, le ai în asociație. Le scoți prin spate. Da. Atunci poți să
iei fonduri europene sau chiar guvernamentale, să iei fonduri, să faci... Construiești o stână. Păi se construiește stână, dar pe urmă laptele. Să faci un centru de primire a laptelui, de prelucrare, de chiar de sacrificare. Eu și așa am în proiect și să fac modernizarea pieții, că e târg de 400 de ani, deci după 1400 atestat la Peșteana. Da. Și a rămas o hală care pe timpul mineritului era o magazie. Ei, totuși am îmbunătățit noi acolo, am pus și faianță și spălăm și aia, dar vin oameni cu brânză, vin cu... Au nevoie de igienă maximă până la urmă. Deci astea ar fi unele din probleme. Iar dacă eu sunt pe profilul cetățenilor din Comuna Bălteni și într-un an de zile cât am avut la dispoziție, am demonstrat că vreau să fac treabă și chiar... Ați scăpat de datorii și v-ați apucat pe cât posibil la cererea oamenilor să rezolvați mici probleme. Mici probleme, că nu poți să le faci pe toate, că te duci și îți arată. Uite ce... Asta e. Deci îi spui omului că nu, timpul e... Știți cum? S-a terminat timpul. Da. 20 secunde și pentru dumneavoastră. Hai. Timpul e dușmanul omului. Corect. În ziua de azi. Deci aleargă... Văzurăm, da. Da. Mai al dracu ca... Deci când eram în copilărie, timpul ne ajungea și făceam de toate. Păi da, acum avem multe de făcut și nu ne prea ajunge. Deci încă o dată rog pe cei nehotărâți și cetățenii Comunei Bălteni care vor să voteze PRU, am mai spus de ce am ales partidul ăsta, nu pot acum, cei din comună știu istoria, dar nu pot eu să o spun pe post. Încă o dată le mulțumesc și doresc succes și la competitorii mei. Succes și dumneavoastră, domnilor. Mulțumesc. Dragi telespectatori, timpul meu de antenă s-a pierdut așa printre ceilalți timp de antenă, motiv cel al PNL-ului, de fapt, motiv pentru care nu-l mai utilizez. Lăsăm grila să continue în mod normal. Eu vă spun la revedere, mulțumesc invitaților pentru prezență, dumneavoastră pentru atenție, iar de mâine încolo trecem la ordinea de zi despre viața Gorjului, pentru că nu mai avem campanie electorală începând de mâine seară. Mâine dimineață la 5:30 va fi ultima reluare și am încheiat campania. Vă urez succes, mulțumesc pentru atenție, dragi telespectatori. Mulțumim și noi.